Te-ai săturat să te uiți la tot felul de videoclipuri cu fidget spinner? Nu poți să mai aștepți până când îți vine alocația să-ți iei și tu unul? Dar mama nu-mi dă niciodată alocația. Lasă-mă să termin, cretinule. Vrei și tu să-ți încerci talentul în a te uita cum se învârt trei rulmenți? Nu sunt trei rulmenți, e de fapt fidget spinner. Taci, te rog, taci. Atunci ai venit pe canalul potrivit. Mama, stai așa un pic că filmez acum, vin imediat. Mai mult sau mai puțin. Nu ai nevoie de multe chestii, doar ciulește ochii la video și... ciulește urechile. Nația mătii de... Pasul numărul 1. Ai nevoie de bani ca să-ți poți da comandă de un fidget spinner. Pasul numărul 2. Ignoră pasul numărul 1, toți proștii fac aia. Da, ce proști sunt ăștia, da, e... Pasul numărul 3. Dacă vrei un fidget spinner, ei bine, nu ai nevoie de unul. Trebuie să ți-l creezi tu. Pasul numărul 4. Creează-l. Pasul numărul 5. Prezintă-l prietenilor. Sau dacă ai canal de YouTube, poți să faci un videoclip. Sau, na, mă rog, ce ai tu, Facebook, Twitter, acolo, mă rog, mail, na. Salutare, prieteni! Astăzi vă prezint Trinket Spinner. Ce este un Trinket Spinner? Este un fidget spinner, numai că e... Trinket. Și în loc de 50 de euro costă 5 lei. Acesta este Trinket Spinner-ul. La prima vedere putem vedea că are o textură mai catifelată așa. Aduce textura unui breloc de chei, nu știu de ce, dar nu. Acest dispozitiv nemai văzut vă poate salva de multe ori viața. Ai plecat spre școală grăbit, dar ai uitat să faci pipi? Nicio problemă. Trinket Spinner-ul are aici cheia de la casă. Te-ai plictisit de cheia ta de la casă? Nicio problemă. Cu acest Trinket Spinner poți să-ți pui cheia de la altă casă. Îți place să faci scheme? Vrei să fii în centrul atenției? Vrei să fii popular? Nicio problemă, Trinket Spinner-ul le face pe toate. Încep prin a vă arăta o mișcare pentru începători. Aceasta se numește Finger Spinner. Priviți cu atenție. Acesta se numește Finger Spinner. Este o mișcare basic. Avem două variante, Back Finger Spinner și Front Finger Spinner, după cum vedeți. O mișcare ceva mai avansată se numește Around the Finger. Și n-am nicio idee cum se execută, trebuie să inventez cumva. Priviți cu atenție. Acesta se numește Around the Finger. Este o mișcare ceva mai avansată, v-am spus. Nu puteți să faceți voi începătorii, e mult mai avansată. Da. Ultima schemă pe care vă arăt se numește Samurai Jack Spinner. Trebuie să fii profesionist, se execută cam așa și de aici o dai cum vrei tu, eu sunt profesionist, da. Nu uita, dacă vrei un Cricket Spinner, poți să-ți iei și tu unul acum. Sună la numărul afișat pe ecran și în mai puțin timp decât te aștepți tu o să-ți ajungă acasă la tine. Aveți grijă! Doar o idee, de la o simplă scânteie, de la un simplu cuvânt, ce se strecoară prin gând. Atunci când nu ești convins, când pare greu de atins, ia-n seamă ce ți-ai promis, ceva ce seamănă cu un vis. Devenit realitate, îl meriți pe bună dreptate, e o cursă lungă prin toate, prin muncă, nu peste noapte.